Salută, prieteni, la o nouă ediție a Sportcast cu Sile, un podcast, evident, sprijinit de cei de la Betano, cărora le mulțumim ca de obicei. Astăzi vă mărturisesc că am fost foarte atent la întrebări, mi le-am notat pe toate, pentru că l-am alături de mine pe singurul om care este sunat de cei de la Dex, ca să le ofere el definițiile. Radu Paraschivescu, te salut, mă bucur că te-am aici. Sper că te bucuri, adică mă bucur foarte mult prezentat ca pe un bau-bau care nu, absolut. Stă vigilant cu rigla limbii române și măsoară tot. Eu mă simt obligat, da, okay, să mă ridic la nivelul, la standardele tale. Chill. Când ai folosit ultima oară Dex-ul? Alaltăieri. Alaltăieri. Alaltăieri, dar n-am folosit Dex-ul, de fapt am folosit Domul prin raportare la Dex Online, că am vrut să văd care este, spun și de ce, am vrut să văd care este pluralul de la ecler. A trebuit să, un diabetic la ce poate să uite, nu la mașini de spălat, la prăjituri. Și am constatat că Dex Online e culant și acceptă și eclere și ecleruri, pe când Dom e mai rezervat strict. Și strict chiar și acceptă doar eclere. Am înțeles. Cum e aia cu turnicheți, turnichete? Turnichete. Este, toată lumea spune turnichete în România. Toată lumea spune, dar este turnichete. Dar nu o să îți dai seama că știu. Uzu, toată lumea spune spășit. Dar în emisiuni, de exemplu, ai tentația să zici turnichete și să se uită aia ciudat la tine? Păi sau așa la... spun, dacă vine vorba, așa spun, oricât de ciudat s-ar uita. Adică, amicus Plato, cum se zice, mai sunt povești de astea. Spășit, toată lumea spune spășit. Nu, cuvântul e spăsit. Da. Dar lumea confund, adică pornește de la a ispăși și crede că e familie de cuvinte. Nu e familie n-are de nicio, cuvinte, nicio legătură. De unde a început obsesia? De fapt, nu e obsesie. E grijă. Perfecționismul ăsta al tău ți l-a sădit cineva? Pentru că e clar că eu ești un om foarte atent, vorba aia, adică ai făcut și ai început să faci emisiuni pe, în care ne ajuți, da, că tu nu înveți. Tu ajuți oamenii să... Să vorbească corect română. Dar n-am nimic didactic, sau cel puțin sper că n-am, deși am fost profesor la un moment dat cu 3 eternități în urmă, dar acum nu mai sunt. Nu, cred că pur și simplu am avut grijă din capul locului de când mă știu, la felul în care vorbesc. În ideea că un mesaj prost trimis, firește, produce efecte neplăcute și exemplul ăsta l-am dat de 1.000.000 de ori apropo de acuzativul cu prepoziții sau de lipsa lui. Da. Că Maria are o colegă care o ajută la lecții și Maria are o colegă pe care o ajută la lecții. Sunt două lucruri total diferite. Absolut. Ori dacă tu vorbești incorrect, spui una și de fapt, adică vrei să spui una și de fapt spui alta și mesajul e razna și interlocutorul e în dificultate. Dar nu cred că e o pedanterie, e pur și simplu o grijă și nu o să folosesc clișee răsuflate de tipul prima formă de patriotism e felul în care îți vorbești limba. Nici vorbă. Dar îmi place să fiu încheiat la toți nasturii exprimării și asta nu înseamnă că nu greșesc. Evident că greșesc și eu, mai ales în exprimare orală, toată lumea greșește. Totul e să... Nu repeți, să te corijezi și să știi că de felul în care vorbești pot depinde multe lucruri și că o șurubărie te poate duce în altă parte decât cea în care voiai să ajungi. Dar ai avut, nu știu, un profesor, poate în școală, poate în liceu, poate în facultate, care ți-a inoculat... Habar n-am, dragostea asta pentru limbă, atenția asta pentru detaliu. Sau a fost o chestie, nu știu, ai citit, ai văzut, erai deranjat, pentru că e clar că n-ai cum să nu fii deranjat în societate, da, când auzi decât da, știu. Două pesimistul, roșii. Pesimistul din mine spune că asta va deveni normă la un moment dat, prin repetare abuzivă. Da. Vom începe să spunem așa. Da. Iar cei care vor spune nu am decât vor fi priviți chiorâși. Lumea se va uita la ei ca la un produs straniu și care trebuie evacuat de pe scenă. Nu, n-am avut un profesor care să-mi dea o rețetă de exprimare corectă. Poate că, așa cum spui, din citit, poate că din familie tata a fost un om care și-a supravegheat discursul în permanență. Asta nu înseamnă că nu greșea, greșea și el, dar avea grijă să se grădinărească bine în ceea ce înseamnă exprimarea. Și cred că lucrurile astea au contat. Prea puțin preluarea de la un model didactic, să spunem. Deși am avut profesori buni și în facultate și în liceu, în facultate n-am făcut română decât secunda am făcut română veche, n-am făcut limbă, am dat limbă română la admitere, firește, dar n-am făcut gramatică. Prin urmare,
cred că mai degrabă eu m-am construit așa ca personaj căruia îi place să vorbească îngrijit, corect și dacă se poate și nuanțat, dacă se poate evitând poncife, evitând platitudini, vorbind fluid și convingător, mai ales că acum ai voie să folosești toate cuvintele. Înainte n-aveai voie. Corect. Lumea nu mai știe că în urmă cu 35 de ani, de pildă, nu puteai rosti sau scrie anumite cuvinte. Absolut. Și se tăiau. Dar îți spun un lucru, pentru că ai zis la începutul discursului că nu ai, sau că ai fost acum foarte mult timp profesor, da, și că nu e o chestie didactică. Să știi că metoda ta, cred că ar putea fi foarte inteligent introdusă în școală și cred că ar fi mult mai ușor pentru copii să accepte și să învețe anumite lucruri pornind de la exemple, de la o doză de amuzament, să introduci o pildă, să introduci, adică genul tău de a explica, să spunem, corectitudinea limbii române. Da, îți mulțumesc. Ar mai trebui făcut un pas, însă ar trebui văzut ce apare nou în limbă, pentru că sunt modificări. Corect. Care fac anumite pastile ale mele de pe vremuri inoperante la ora asta. Adică sigur că da. Eu am făcut acum, nu știu, 5 ani, 6 ani, când aveam o rubrică de limbă, am făcut o ediție despre locație. Despre care spuneam că nu poate funcționa decât ca locație de gestiune, ca termen economic. E bine, a intrat în uz. Absolut. A intrat, este acceptat în dicționar ca sinonima lui loc. Și degeaba facem jocuri de gleznă și spunem locația unde nu s-a întâmplat nimic sau de unde ești tu de locație sau alte asemenea glumițe. Ele nu mai sunt... Nu le mai înțelege. Nu, mai ales că dicționarul permite. Dicționarul, în paranteză fie spus, este teribil de indulgent și de acomodant și de încăpător. El acceptă tot felul de lucruri care, în mod normal, n-ar trebui acceptate cu un minimum de rigoare. Iar o altă tendință, care este europeană, din ce văd, eu sunt vorbitor de germană și observ că inclusiv în Germania se întâmplă chestia asta, intrarea englezei, aș spune, în marș, în vocabularul nostru și în special în zona, dacă vrei, a bancherilor, în zona, zonele astea, IT-știlor, dacă vrei. În primul rând acolo, da. Și de acolo apar foarte multe și încep să vorbești în o romgleză la un moment dat. Adică... Da, eu am și o povestire în care personajul este expus la așa ceva și pleacă după o zi într-o multinațională, într-o firmă de vânzări. După un asediu prelungit al romglezei, cedează psihic și își dă demisia după o zi de serviciu. Da, IT-ul este zona de unde a plecat tot. Cred că și cunoștințele de economie, pentru că, de exemplu, în 90, noi nu aveam marketing în dicționar, nu aveam management în dicționar, ori acum sunt niște cuvinte care par neoșe, deși nu sunt. Româna este o profitoare a limbii engleze, ceea ce e firesc, adică e normal să existe un aport din alte limbi, și din italiană, andante din italiană, da, și o mulțime de termeni muzicali, și din francez, are un je ne sais quoi, nu știu cum, misterios. Și alte limbi preiau din engleză, și franceza, și italiana, germana, cum spuneai și tu. Prin urmare, nu asta e problema. Problema este să nu falsifici fondul esențial al limbii române, să n-ajungi să vorbești folosind doar prepoziții și conjuncții din limba română, cuvinte de legătură și restul între să fie... engleză. Da, restul să fie barbarisme, fie calchieri, fie stângăcile astea care sunt rezultatul unor traduceri lăutărești. Da. Apropo, o poveste foarte zimatică. Eu m-am certat la un moment dat, soția mea fiind bancher, m-am certat cu ea... Nu te certa cu soție bancher. Și cu o gașcă întreagă de bancheri. Pe următoarea idee, ziceau de diferența de a avea cărți de vizită ca bancher, ca oameni care se duc la oameni de afaceri din România în engleză și funcțiile în engleză, sau a le avea în română. Și chiar dacă erai pe același palier, funcția în engleză îți oferea niște avantaje în afaceri, în negocieri și mie mi se părea uluitor și spuneam, păstrați-mi în română denumirile. Nu, că trebuie. Și a fost un schimb știi? Dar cum se potrivește? Pentru că ești un om care, ești printre puținii oameni care reușește să pătrundă în lumea asta a sportului, fără a fi neapărat gazetar sportiv, deși scrii. Scriu, dar asta nu mă face gazetar. Exact. Nefiind gazetar sportiv, nefiind antrenor, nefiind fost jucător, adică ești unul dintre puține persoane, nu știu câți au reușit să pătrundă. Cum se potrivește că asta e o lume în care,
să spunem, grija pentru, pentru limbă e... În suferință. În suferință. Dar cunosc oameni care vorbesc foarte corect limba română, din lumea sportului. Absolut. Da. Știu câțiva vin și pe aici. Da. Da. Nu e nimic incongruent, de fapt. Eu am glumit, dar e o glumă care ascund un adevăr. Eu sunt invitat acolo nu pentru competențe în fotbal, că nu cred că am așa ceva, ci pentru că știu mai multe cuvinte decât alți invitați. E convingerea mea fermă. Cred că știi și fotbal. E un microb de copilărie convertit acum într-un contract care mă solicită de ori pe săptămână. Nu știu cât știu, habar n-am. Dar îmi place să văd povestibilul din fotbal. Cred că asta e explicația pentru care sunt chemat. Pentru că dincolo de scheme tactice, de rigori, de mecanisme, de tot felul de formule, care par mult mai alambicate decât sunt, fotbalul nu e un sport atât de complicat. Asta mă gândesc. Pe unii interesează povestea fotbalului sau felul în care el poate fi transmis sub formă de amintire, sub formă de interes, sub formă de miez care poate fi fructificat și nu neapărat ca scor, ca minut, ca găselniță tactică sau mai știu eu ce. Deci de asta. Și s-a potrivit, adică pur și simplu așa cum am început să scriu într-un ziar de sport prin intermediul unei edituri, tot așa, probabil că într-un fel de lanț de serie, prezența mea într-un larus de fotbal a atras atenția unui moderator de sport care m-a chemat prima dată la el în emisiune. A văzut că nu mă bâlbâi și a spus, e urât, e gras, transpiră, dar îl mai chemăm că s-ar putea să fie valabil din alte puncte de vedere. Și uite, sunt 18 ani de cât fac povestea asta. Dacă stai să te gândești, până în era asta, până când se invadeze audiovizualul și internetul, lumea care ne înconjoară, până la urmă, sportul a fost povestit. Da, sigur. Adică nimeni în România, practic, nu l-a văzut pe Pele jucând. N-au avut, l-au văzut în 70, în 70 la campionatul mondial. Și eu. Da, dar nu l-au, în rest, nu, da, că nu erau meciurile lui Santos, nu erau. Nu, da? Sigur, adică sigur. Noi nu-l vedeam, propriu-zis. Da. Îl vedeau câțiva privilegiați, care după aia... Iar pe cei de dinainte, nici atât. Nici atât. Pe Ademir sau mai știu eu pe cine, cei din Piola. Absolut. Cine mai știe de Piola, de Colaus și de ăștia alții. Mondialele de când mergeam noi cu vaporul. Cu Conte Verde, da. Da, exact. Cine mai știe de Freddy Fieraru. Ale erau povestite. Chirilă și de la el au povestit alții. Da, sigur. Exact. Și de asta cred că e utilă povestea, știi? Pentru că ți se pare că am ajuns în punctul în care suntem prea schematici, în care... s-a ajuns să fie totul 4-4-2, 4-2-3-1. Da, 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 da. Mie formulele astea nu-mi dau o stare foarte bună prin repetitivitatea lor, pe de-o parte, prin faptul că pun lucrurile pe un postament foarte complicat, ori fotbal înclin să cred că nu e fizică atomică și că poate fi deslușit și altfel decât prin scheme de joc. De adevărat, unul dintre argumentele tehnicianului este recursul la scheme, la cifre, la statistici. Știi cum se spune? Că există minciuni, minciuni sfruntate și statistici. E, noi cădem în plasa acestor indici, parametri, spune-le cum vrei, chiar dacă parametrii ăștia contrazic de multe ori ce se întâmplă pe teren. Eu nu uit că la meciul de Cupa Mondială din 2014, Germania-Brazilia, Brazilia stătea foarte bine la toți parametrii, în afară de scorii, adevărat. Dar în rest, aveau corneri, aveau de toate, faulturi, nu știu. Stăteau bine, în orice caz. A fost 7-1, asta e. Da, atât. Da. Acest amănunt a schimbat starea de fapt, dar altfel era bine pentru Brazilia. Sau cum zice Emil Grădinescu, zice că statistica... este ca bikini, ți arată așa, dar nu ți arată esențialul, exact. Adică îți ascund. Da. Cam așa e. Cam pe acolo. Cam așa acolo. Da. Mie mi se pare prozaică statistica și încerc să nu o folosesc și de obicei mi iese chestia asta, reușesc. Pentru că fotbalul are alte frumuseți. Are... Cum a început să-ți placă? Sau, prin a da cu piciorul în minge, că așa da? Începe tot. Da, sigur. Eu, bine, nu am fost un mare talent. Am reușit să funcționez într-un paradox geografic. Eram cel mai slab la fotbal la Lugoj, unde mă duceam în vacanță, și unde jucam la marginea orașului pe gârlă, și cel mai bun în București. Normal, la mine, la școală. Ar fi fost să fie invers, da? Să fiu cel mai bun acolo, că veneam din capitală spre provincie, ori nu, nici vorbă.
La tenis, la fel. Mânca niște bătăi înfiorătoare. Tot acolo. Tot acolo, de la oameni care jucau cu tocătorul de vinete al mamei, luat de pe bucătărie, cu tot felul de măturoaie. De asta eu veneam cu rachetă metalică, nu, oricum. Se râdea mult? Se râdea de tine? Nu se râdea mult, dar eram tratat cu duioșie mai degrabă. Stai la micul de la București, nu știu. Să-i mai dăm o șansă, îl mai învățăm noi. Eu eram cu tenis, cu aveam și povestea de asta să-mi țin încheietura, el a jucat de sculți, e bine, și mă băteau de mă ascultau cu ureche. Da, adevărul da. Este că, că nu te miri după aia, nu. Că de acolo, din zone de astea, nu neapărat da, Lugoj, da. Da, să se înțeleagă, uh-huh. De la un sat, de acolo au apărut și de acolo s-au născut și de acolo, sigur. Desculțul ăla, din tocătorul da. Ăla. Aveam niște copii foarte talentați, copii, acum sunt de vârstă, cum sunt mai mari ca mine, uh-huh. Foarte talentați și care nu păreau deloc incomodați de faptul că nu încalță nimic. Unii n-aveau ce. Nu păreau incomodați de faptul că n-au o rachetă și nu inhiba deloc faptul că eu aveam. Eu aveam și nu știam să o folosesc. Ei cu tocătorul de vinete mă băteau 6-0, 6-1. Da. Îmi lăsau și mie un gheitor. Iar cum se cade. Da. Aveau. Ospitalitatea lugojană la apogeu. Dar așa am copilărit și așa am început și să dau cu piciorul în minge. Chiar dacă acolo eram slab, uh-huh. Mi-a plăcut. Și am această teorie mult spus, această convingere că un copil sănătos și non-genial dă la un moment dat cu piciorul în minge. Mai bine, mai prost, mai mult băieții decât fetele, dar și fetele. Absolut. Și atunci, în momentul în care e inculcat microbul ăsta, lucrurile sunt simple. Marea întâlnire a fost cu Mexico 70. Acolo, unde, da, acolo mi s-au destupat toate canalele. Ce vârstă aveai? 10 ani. 10 ani. Da. E cam vârsta la care descoperă copilul da. Fotbalul mare. Și mi-am dat seama că am un anume organ pentru fotbal. Pentru că din Brazilia aia mare, în care toată lumea se închina la Pelé și pe urmă la Jairzinho, mie îmi plăceau doi pitici din echipă, Gerson și Tostão. Uh-huh. Aia m-au fascinat pe mine. Sigur că și ăștia alții erau foarte... și mai plăcea Clodoaldo, care era mijlocașul defensiv și care reușea să dribleze din frente de corp. Ții minte golul, celebru gol al lui Carlos Alberto, ei, sigur, pornește da. De la o șerpuire a lui Clodoaldo da. Printre 2-3 și după aia dă undeva în stânga mingea și de acolo se continuă acțiunea până ajunge în dreapta. Da, visez campionatul ăla, pentru că a fost primul pe care l-am văzut în 66, nu știu, cred că s-a dat la televizor, dar noi n-aveam televizor pe vremea aceea, abia în 67 a venit. Ia o chestie orabilă rusească, pe care au căzut la cutremur două corpuri de bibliotecă și rabla n-a pățit nimic. Adică, așa erau rablele da, pe vremea. Trăgeai la, cu pistolul, venea glonțul înapoi. De la mașină, la frigider, da, la da, televizor. Erau rezistente. Era da. Industrie ca lumea pe vremea. Așa. Și atunci am obținut marea concesie în negocierile cu tata să fiu lăsat să văd meciurile, jucându-se în Mexic, era la ore imposibile, la 2 noaptea, la 3 noaptea. Și am fost lăsat nu numai la meciurile noastre, în grupa noastră, ci și la celelalte meciuri. Am văzut și niște plicticoșenii înfiorătoare. Era o grupă cu Israel, Suedia, Uruguay și Italia, mi se pare. Ceva odios. Da. Nu știu, se luseră 2 goluri, 3 goluri în toată grupa. Ceva cumplit. Dar atunci mi s-a deschis apetitul. S-a activat. Da. Și pe urmă am văzut cam toate edițiile, nu pe toate la televiziunea română, e adevărat că pe unele nu le-am dat. Da. Dar eu eram în vacanță de obicei la Lugoj, ne uitam la televiziunea iugoslavă, ei dădeau tot. Și 78-ul am văzut la noi pentru că apucase Ceaușescu să cumpere timpuriu, că eram aproape calificat și costa mai puțin dacă luam drepturile din timp. Și a luat plasă, dar măcar noi am văzut turneul final cu comentariul român. Bulgarii, parcă la bulgari se vedea la un moment dat. La bulgari se vedea, depinde 86, unde erai. Parcă s-a văzut la... Eu l-am văzut la iugoslavi. La serbi. Da. Da, mă rog, iugoslavi. La iugoslavi, că la serbi, știi cum, asta cu serbii poate pune probleme. Noi așa spuneam, pentru că e o singură silabă, făceam economie. Dar programul de televiziune era prin rotație la televiziunea iugoslavă și odată era de serviciu televiziunea Zagreb.
Dacă spuneai la sârbi, când era Zagrebul mai la comandă, bine, erai mai sigur să zici. Bine. Acopereai tot. Mai bine iugoslav. Trei silabe, dar ești în siguranță. Da, știu că 86-le acolo l-am văzut și firește din 90 în din 90 am văzut la am văzut pe la, da. I-am văzut pe Ainoști. Da. Pe stadion, îți aduce aminte când ai fost prima oară? Prima oară la Lugoj am fost, clar. La Lugoj. La Lugoj sau la București? Nu, la București. La București am fost prima dată la 9 ani. La un Rapid Sport Club Bacău, așa se chema pe atunci, cu Nedel, cu Rugiubei, Ghiță, tot felul. Tata, care era rapidist, practicant, okay. Dar non-excesiv, mă rog, se mai enerva, așa mai bătea în grenad, dar nu era genul de om de peluză. M-a dus să mă învețesc pe mine fotbalul mare și mi-a spus, a ales ceva la care a mers la sigur sau cel puțin așa a crezut. Și a bătut Bacău 1-0. E povestea Rapidului, asta e povestea clasică a Rapidului. Eu după aia l-am întrebat când am crescut, zic, dar ție nu ți-a ajuns, adică tu ai pierdut o finală de cupă cu Arieșu Turda, ai făcut criză de ficat. De ce mă duci la lucrurile astea unde lucrurile par sigure? Nu sunt niciodată sigure, mai ales cu Rapid. Și de atunci ai zis cu Real Madrid ca să mergi la sigur. Nici cu Real nu mergi la sigur, pentru că și Real a avut niște antrenori despre care nu putem vorbi elogios, oricât am fi de cum se cade. Oricum mergi la sigur cu Real, adică nu poți să spui. Da, mergi mult mai bine decât ai merge dacă ai ține doar cu Poli. Absolut. E bine să ții și cu Poli, e frumos, e romantic, de la o vreme încoace contraproductiv și provocator de crize. Dar eu am caii mei favoriți, unui Real, unui Poli și unui Lazio. Știu, fac impresie proastă când spun de lucrul ăsta. Să știe, există o elită în România care ține cu Lazio. E o chestie cool, așa, da, apropo de englezisme. În Roma, cred că 10% țin cu Lazio. Știu. Cel mult. Cel mult. Da. Am întrebat un vânzător într-un magazin de echipament sportiv, cu cine ține, și s-a uitat la mine așa ca și cum l-aș fi înjurat și romanist, adică cu aerul când spune, ești bolnav. Da. Ce întrebare e asta? Deci am înțeles, prima oară nu s-a lipit Rapidul, s-a lipit Poli. Nu, s-a lipit Poli. Cum s-a lipit Poli? Păi am fost la Timișoara de mai multe ori. E un oraș care mie îmi vorbește și acum, foarte catifelat. Am prieteni mulți acolo. M-am dus și cu fotbalul odată, jucam de două ori cu sportul, odată cu fotbalul, odată cu tenisul, de fiecare dată pe fals. Pentru că încă nu aveam 14 ani, nu aveam buletin. Aha. Și atunci și la erai ce crezut erai? Pe cuvânt. Nu eram la niciun club. Jucasem la un moment dat, dar nu, după aia am fost luat de sportul studențesc într-un trial. Dar atunci eram fără echipă, dar am întărit echipa Lugojului. Okay. Am jucat cu vărul meu în echipă și am mâncat o bătaie înfiorătoare de la o echipă din comuna Livezile. Deci, practic, noi era așa, Bucureștiul era aici, jos de tot, aici era Lugojul, da, și aici, și undeva în, în stratosferă era. În Zenit erau și Livezile, care ne-au bătut 5-1, țin minte, pe un teren de lângă Dan Păltinișan, un teren de zgură, ne-am mai și zdrelit. Dar am rămas cu ideea ceasului floral, a unui pod care se chema Michelangelo, se cheamă și acum, a unor cartiere frumoase, a unui centru care are tot felul de lucruri interesante, nu numai acum că e capitală culturală, le-a avut dintotdeauna. Și lipindu-mă de tot ce însemna Timișoara arhitectural, cultural, muzical, Phoenix, progresiv teme și așa mai departe, oamenii, poeții, scriitorii, care chiar că nu i-au născuți acolo, se stabiliseră acolo, Șerban Foarță, de pildă, Robert Șerban, Viorel Marineasa, Daniel Vighi, o grămadă. Și am făcut priză cu orașul ăla, așa cum mă duc de 2-3 ori pe an. Ultima dată am fost la un salon de carte și imediat după salon am avut o discuție cu publicul Orhan Pamuk. Foarte frumos, da? Deci am amintiri parfumate de acolo. N-am amintiri neplăcute deloc. Fotbalul nu mai are legătură cu orașul ăla, din păcate. Da. Avut. Evident, adică e un paradox până la urmă. Știa? E este. Și păcat de ce se întâmplă eu acolo. Știu. Bine, acolo e o combinație de sărăcie pe de-o parte, de refuz de a căuta un sponsor pe de altă parte, de mândrie de asta exaltată chiar, venind dinspre suporte. Acum eu știu, am și vorbit cu ei de câteva ori.
Te contactează? Nu știu, așa, ca știindu-te totuși polis, da, și fiind... Da, e foarte greu să practici virea de la 560 de kilometri, mai ales când nu știi, se schimbă antrenorul, tu afli după o lună, când ai aflat, tu a doua zi să mai schimbă o dată, nu știi niciodată cine, pe ce poți joacă, dar am vorbit cu ei, cu cei din galerie, când aveam lansări acum câțiva ani, după fiecare lansare la Timișoara, stăteam la o șuietă în librărie cu băieții de la galerie sau... Ce la bar, frumos. La o cafea, da. Acum 2 ani, când a fost centenarul, au venit aici la București să facem un interviu despre poli, despre centenar, despre culoarea violet și așa mai departe. Și au venit niște oameni dispuși la sacrificii, adică pentru mine a fost ușor. Am venit de unde stau eu, din Titan, până în Cotroceni, unde aveam o cafenea unde înregistram. De-aia au venit de la Timișoara la București, au făcut înregistrare, au băut o cafea și au plecat înapoi. Ce la frumos. Timișoara. Da. Și intrarea în presa sportivă cum s-a făcut? Că spui datorită editurii. Exact. Adică... Lucram la editura RAO în 2002-2003, când editura a trebuit să scoată un Larus al fotbalului. Ei aveau tot ce înseamnă Larus, exact, cu Ronaldo primul. Absolut. Ei aveau toată gama la rus. La rusul Albinei cu pistrui, toate la rusurile erau la ei. Și a fost un efort comun, nu mai știu dacă Prospor sau Gaia, Prospor, da, ziarul Ioanițoaia Tolontan, cu editura. Și ne-am întrebat unii pe alții cine să rezolve din partea editurii. Și am fost cel mai bun și singurul, pentru că restul erau doamne. Ok. Inclusiv la corectură. Unde dacă scrii Dumitru în loc de Dumitriu, corectura nu observă. Logic. Microbiștii sar în sus. Dom'le, ce-i asta? Sacrilegiu, cum adică? Dar ce confuzii sunt astea? Așa că am lucrat cu Alin Buzărin din partea gazetei, cu statisticieni, cu Ionuț Iordache, cu Dan Bucur, era, se pare, grafica. Și Buzărin, cu Teo Jumătate. Google al cam așa, da, al da, da, fotbalului, da. Adică. Cu Teo Jumătate a colaborat și el. Și eu am făcut o bucată, Alin cu Teo o altă bucată, statisticile au fost ale lui Ionuț și așa a apărut cartea asta. Între timp, eu, ca un copil mare ce mă aflam și mă aflu în continuare, completam cu sfințenie fiecare formular de la sfârșit de an al ziarului. Ziarul avea, pe hârtie, evident, un formular la sfârșit de an cu, nu știu, 15-20 de întrebări. Ce vă place cel mai mult, ce vă displace, care e raportul dintre text și foto, care sunt primele 5 semnături pe care le urmăriți, care sunt cele 5 pe care le evitați. Aici aș fi avut mai mult de 5. E adevărat că și dincolo. Și dincolo. Avea o echipă bună. E valabil și pentru emisiunea asta. E valabil în... Tu știi bine cum e. Și una dintre întrebări, una dintre ultimele întrebări, era care este defectul principal al ziarului. Și eu de fiecare dată scriam faptul că nu mă angajează. Asta era răspunsul meu. Fabulos. În fiecare an. Da. În ideea că o să citească ori Ovidiu, ori Cătălin, evident că n-ajungeau la ei. Dar eu mă instalam în iluzia asta, că la un moment dat, poate cine știe, se întâmplă. Și uite, s-a întâmplat. Alin m-a sunat după ce a citit materiale scrise de mine pentru la rus și m-a întrebat, auzi, nu vrei să scrii la noi? Și am zis, o fi gazul transportabil? Și am răspuns, da, zic, evident că vreau să scriu, eu vreau de 10 ani să scriu la voi. Așa am intrat. Deci tu erai ăla care, da. Apropo, poate o fi citit cineva, știi? Ei, nu cred, da. Veneau multe. Veneau ok, multe. Veneau, dar știi cum e? Le frunzărei, mă gândesc, măcar... Da. Nu mi-închipui că era strict doar o campanie de asta, așa să te pară... Probabil să, că nu. Să pară că ne interesăm. Acum, știu, pe Tolontan nu cred că era, cred că e un pic de mai... Nu cred că și-au împărțit vraful la jumătate Ovidiu, jumătate Cătălin. Nu, a, nu și ei. Cineva de jos, de acolo, din trupă, le-a luat la puricat, s-au făcut probabil niște statistici, s-au tras niște concluzii. Mă rog, da, eu îmi făceam datoria. La fiecare sfârșit de an, asta scriam. Bun, vreau, înainte de a trece mai departe, noi avem niște rubrici. Da? Și prima rubrică se numește De Suflet. Mărturisesc că am umblat un pic pe la tine prin contul de Facebook. Așa. Și o să vezi despre ce este vorba. Haide să ne pregătim. Bun. Ne vom uita în ecranul ăsta, așa, sunt niște poze pe care vreau să le comentăm un pic, că îmi imaginez că fac parte din sufletul tău și din, cum să spun, din ceea ce vei lăsa
parte dintre ele, da? Mă bucur că n-am venit cu tricou ăsta, că am vrut să vin cu el. Da. Altunare, așa ar fi comentat. Da, a, ai... da, corect, era, nu m-am gândit la... Da. Cât semnezi? Depinde. Aici era un târg virtual, nu știu, elefant, ceva de genul ăsta, unde ți se cer mai multe titluri. Cred că titlul cel mai nou, din ce mă uit eu, era în dreapta, în fund, da, cu Deaur și Ochii Gloriane, ceea ce înseamnă că era de acum vreo 2 ani, povestea. Plus niște cărți care au avut succes și care au avut în continuare public. Când scot o carte, noi avem, nu numai eu, toți autorii Humanitas, sau ceea ce se cheamă o zi de precomenzi. Se fac precomenzi, știi cum e, da. Și la un moment dat afli câte precomenzi există și vin și semnezi acele exemplare. Cel care precomandă are și beneficiul ăsta de a primi... Are beneficiul unui rând și a unui autograf. Din partea autorului, corect. Autograf, și atunci poți să semnezi 300 de exemplare. La mine cel mai mult mi se pare că a fost 1350. La o carte pe care nici măcar nu o văd aici. Și cât la, ai mai, când ai mai folosit români. Mâna ulterior? Adică, te obișnuiești, oameni, adică primele 400 de exemplare sunt complicate. După aia intri așa într-un soi de inerție care te izbăvește. De pe la exemplarul 600 încolo e simplu. Deja, ți se pare că ai terminat. Abia, dar mai vine o perioadă complicată pe la exemplarul 1000. E ca ultima zi din armată. Tu n-ai făcut, n-ai de unde să știi. Ultima zi este cea mai tâmpită, adică nu trece timp. Ia mereu ăla care a ajuns la ultima zi, care refuză să treacă. Da. Că e granița dintre armată și civilie și simți libertate, că, de fapt. Da, simți că timpul stă pe loc. Ori aici nu mai știu câte exemplare, erau niște sute, probabil vreo 700 mă gândesc, dar da, face cantitatea parte maximă, din... da. E cam de două ori ce vezi tu aici, deci cam 1350-1400. În cât timp scrii? Cum scrii? Ai nevoie de concentrare? Ai liniște? Ai, te deranjează? Ai un stil, niște ore în care scrii? Cum e? Stil n-am. Stil de lucru. S-ar putea cărțile să aibă stilul lor, da, dar eu am un hal de lucru, adică eu sunt haotic. Așa, o să ajungem imediat. Da, nu am ore în care scriu, sunt alții care au program. Da, de asta întreb. Bravo lor. Au ritual? Eu n-aș putea. Nu, îi felicit pe cei care pot și știu că îți cunosc personal pe unii. Eu nu pot. Eu sunt... când dă Dumnezeu, asta e nou, asta e de acum o lună. Da, știu. Eu sunt pe... Cum? De Dumnezeu. A, noroc deci... că dă. Da, când am timp. Am timp și am și ce scrie. Că nu întotdeauna coincide aceste două lucruri, dar de cele mai multe ori coincid. Și atunci, dacă n-am ceva cu termen precis, un articol de ziar, o traducere care trebuie livrată la un anumit termen, o emisiune la radio sau la televizor, pe asta nu le negociez, sunt acolo în alveolele lor și asta e, scrisul îți oferă cât de cât o libertate. Tu știi cam când trebuie să dai cartea. Eu sunt unul dintre mari răsfățați, adică eu acum pot să public orice, oricând. Sigur că cineva citește, că s-ar putea să public niște aberații și atunci mi se va spune până aici. Frână. Da. Dar îmi stabilesc singur sau în colaborare cu cineva de la editură viitoarea apariție, de obicei la un târg sau salon de carte, pentru că e bine să apari într-un asemenea eveniment. Sunt două importante, Bookfest-ul și Gaudeamus-ul. Da. Și cam așa se întâmplă lucrurile. Poți să scrii o carte, depinde. Poți să scrii o carte în două luni, poți să scrii în opt luni, depinde de carte. Și inspirație? Aia vine. Vine. Depinde, vine din mai multe locuri. Pandemia, de pildă, mi-a dat ideea, nu știu nici până ziua de azi dacă e bună sau nu, de a scrie o carte despre tatăl meu. Crezând că recuperez ceva din el. N-am recuperat nimic. Mi-am dat seama în timp ce scriam, dar am zis, bun, o fac totuși. Altădată, un drum într-un oraș. Un tablou, un colț de stradă, o statuie, un pietroi. Ceva de genul ăsta, un cântec pe care îl aud. La Astăzi este mâinile de care te-ai temut ieri. Cartea a început după ce am auzit abuziv în toate magazinele de suvenire din Dublin The Fields of Athenry, pe care Liverpool l-a preluat cu The Fields of Anfield Road, sau de la început. Da. Ei, și după ce am auzit balada asta de nu știu câte ori, am spus, și dacă fac eu din ea un personaj de carte?
Și dacă ea va fi personajul principal, unul dintre personajele principale. Sunt două. Da. Unul este Cântecul ăsta, căruia i-am făcut o biografie fictivă, împingându-l prin secolul al XIX-lea, ca începuturi, deși el e scris în anii 70 ai secolului 20. Celălalt e Foamea, sub trei forme, foamea biologică, foamea de libertate și foamea de succes. Și așa se face, un drum la Dublin prin niște magazine. Eu, nefiind un om care umblă în magazine, detest povestea asta. Acum, de câteva luni, am început, neavând încotro, am început să mai cutreier și eu pe aici, pe acolo. Mă simt de fiecare există magazine și magazine. Da. Adică merge în anticariate mici, merge în străzile din Marea Britanie, da. Cu tot felul de suveniruri și tot felul de particularități. Am văzut, de exemplu, recent la Londra, cred că un magazin cu hărți vechi. Ei, da, da, da. Genial. Așa, adică intri cu plăcere, ca într-un muzeu intri, nu intri într-un magazin propriu zis. Poți să vezi ceva cel Notting puțin Hill, de exemplu. Dacă mergi în Notting Hill, e... Poți să vezi ceva cel puțin la fel de ambițios în Palazzo della Signoria din Florența, unde există mare sală a hărților vechi știu, de tot. Am fost. Ei, cam așa e cu scrisul. Nu știu niciodată cât scriu. Pot să scriu odată o pagină, altădată 4 pagini, 5. Aproximez mai ușor media unei traduceri la care lucrez, deși nici aia nu e o muncă normabilă. Dar la o traducere pot să mă disciplinez ceva mai bine. Dacă am o carte, o traducere pe care trebuie să o predau în 3 luni, să zicem, îmi fac o medie pe zi și uneori reușesc chiar să dau mai repede decât e cazul. Sunt parolist. Și, asta e important. Da, sunt parolist. Chiar dacă acum... Hai zicem că am o cotă care poate mi-ar permite niște întârzieri, niște fițe, nu le am. Și dacă nu le-am avut până la vârsta asta, s-ar putea să nu încep de acum încolo. Câte dicționare ai și câte folosești în traduceri? Vreo trei, da. Webster, Oxford. Traduci doar din engleză sau și din franceză? Acum din engleză. Am tradus și din franceză 3 cărți în total, dar cele mai multe sunt din engleză și din engleză cele mai multe sunt din engleza britanică. Da. Am și din engleză americană. Am câțiva autori americani pe care i-am tradus. Am și un român pe care l-am tradus din engleză americană și un român pe care l-am tradus din engleza britanică. Dar în general din literatura britanică, mai mult proză, mai mult roman și poate și de asta în cărțile mele s-ar simți, zice-se, un dram de influență engleză, un dram, nu mai mult. Bun, aici suntem la o carte despre care Gabriel Lician a spus că nu se va vinde, sigur că în glumă. A fost o lansare cu glume multe. E important. Da, sunt cu Cristi Leonte și cu Gabriel Liceanu și lansez Garoafe la bordel, un volum de povestiri. Este pe 27 mai lansarea asta, la ora 15 sau 15.30. Și s-a vândut, ca să vezi. S-a vândut, bine. Sigur că era gluma lui. El a scos în aceeași perioadă o carte care se cheamă Exitus, care este splendidă. Și se autoironiza că i s-ar fi spus din editură cine cumpără o carte care se cheamă așa. Și atunci Gabriel a preluat ironia și a transferat-o în contul meu. Cine o să cumpere o carte? Cum o să vină o doamnă să-i scrie pe ea pe o carte care se cheamă Garoafe la bordel? Și i-am spus, la lansare, Gabriel, eu am făcut cadou și am dat autografe pe o carte care se cheamă Aștept să crăpi. Apoi dacă n-am avut acolo emoții, s-ar putea să n-am nici aici. Ca să nu mai zic de Ghidul Nesimțitului, care are la rândul lui un titlu un pic cam puternic. Hai să trecem mai departe. Hai, da. Da, asta este ceva de Stephen Fry, în orice caz. Heroes sau și asta este, Troia? Asta e biroul meu, biroul tău. Un colț din biroul meu, el nu mai arată așa acum. Colțul ăsta este defrișat, ca să zic așa. Da, ai reușit să-l... Am reușit, a rămas ursulețul ăla pe care îl cheamă Vincent. Îl vedem imediat, și ăla pregătit. Da. Am o cană cu pisici. Părinții? O cană de cafea cu pisici, o cană de pixuri, tot cu pisici. Mama, tata, sunt și ei acolo. Da. Și este o dezordine absolută. Undeva deci e cu pisicile, care e pasiunea? Am avut pisici mulți ani. Deci de ești prin... cu pisici, știi cum e, că câinii pisicile, tu ești ăla cu pisicile. Eu sunt angajat, ca așa se spune, câinii au stăpâni, pisicile au angajat. Da, eu am fost angajat de pisică până acum 5 ani, cred. Nici asta nu mai arată așa.
Nici dar asta. Da, am reușit să fac, cum se spune, ca turcul cu pepenii. Nu știu, am schimbat locurile, am mai dat niște cărți, am mai pus altele în sufragerie și așteaptă pe cineva generos care să le ia. Mi-am dat și eu seama mult prea târziu că n-are rost să fiu un hârciog al cărților, pentru că nu mai trăiesc atât cât să le citesc pe toate. Mai ales că eu în continuare primesc cărți de la mine, de la editură, și mai și cumpăr din librării. Cum citești? Unde citești? Când citești? Citesc când apuc, cel mai mult în mijloace de transport, asta însemnând metrou zi de zi aproape, tramvai, troleibuz, autobuz, te tren, poți concentra, avion. Te enervează... Da, da, da. Mă enervează destule lucruri, mă enervează oamenii care vorbesc tare și oamenii care ascultă diverse lucruri la telefonul mobil și ascultă tare. Și atunci, spre norocul meu, metrou fiind lung, mă duc în altă parte. Sigur, riscul e să dau și acolo peste altcineva, dar mă mai duc și a treia oară în altă parte și la un moment dat găsesc un loc liniștit unde pot citi. Deci mai mult în mijloace de transport? Mai mult în mijloace de transport decât acasă. Acasă pregătesc conferințe, traduc, scriu, pregătesc podcasturi. Fii atent, da. am o întrebare, am două întrebări de fapt pentru tine, așa. După aia ajungem și la concertul ăsta. Okay. Prima întrebare. Dacă unul dintre oamenii care se uită acum la noi, așa, n-a citit în copilărie, da? Că nu, nu știu. Vedeam recent în Marea Britanie, mi s-a părut genială povestea, am citit-o astăzi, cu o doamnă, așa, care nu știa să scrie, să citească până la 18 ani. Și la 50 de ani a absolvit facultatea. Mi se pare un ex. Nu a citit în copilărie. Da. Cu ce se apucă? Cum se apucă să citească? Cum recuperează anii de Dumas, de Jules Verne, de... Păi nu, eu nu cred, sau nu-i mai recuperează, nu pe aia e... și se apucă de altceva? Nu cred că îi recuperează, pur și simplu îi decalează. Adică în loc să-l citească pe Dumas la 15 ani, îl citește la 45 sau la 50. E păcat să-l ratezi. Aha. E păcat să ratezi, nu știu, poate Jules Verne, nu, eu n-am fost niciodată un fan al cărților de anticipație. Adică mie, din Jules Verne, cel mai mult mi-a plăcut Steaua Sudului, că e cu un struț care înghite, nu știu, diamant, o piatră prețioasă, aia mi-a plăcut. E 20.000 de leghi, asta da, te-au pierdut. Da, nu, Robur cu Ceritorul, nu, mulțumesc, sunt foarte interesante, dar pentru alții. L-aș trece prin Dumas obligatoriu și prin paradigma romanului de capă și spadă. Asta înseamnă și Zevaco, însemnând multe lucruri, Feval, că e un familion acolo. L-aș sfătui să nu evite poveștile, chiar dacă el are 40 de ani și poveștile sunt pentru școlari sau preșcolari, nu. Acolo există niște rezervoare de înțelepciune și niște pilde absolut splendide. Eu țin minte că și acum, când sunt întrebat de cărți, hai să zicem, formatoare sau fondatoare, nu dau exemple înalte de tipul Crimă și Pedeapsă, Don Quixote, Faust, Biblia, da? Da, mi se pare un alint enorm și snob. Dau exemplu două volume de basme africane, care au tot ce le trebuie, și dau exemplu cartea mea și cartea lui Lucian Boia, întâmplător, Cei trei muschetari. Pentru mine aia este lectura fondatoare, pentru că, așa cum am mai spus, este lectura care mi-a arătat tot. Mi-a pus în față canalia și eroul, sângele și iubirea, trădarea și pasiunea, istoria și mai știu eu ce, cascadoria, habar n-am, duplicitatea, tot ce vrei, lașul, generosul, alcoolicul, afemeiatul, vampa, perfidul, toate sunt acolo. Deci da, este o carte în care le ai pe toate. Este un compendiu de viață, pur și simplu. Și a doua întrebare, copii. Da. Sunt părinți și eu fac parte din categoria celor care părinți, copiii mei au început să citească. Da? Cel de 10 ani, am unul de 8, unul de 10 ani. Cel de 8 ani încă nu citește, cel de 10 ani citește. Da? Mai sunt valabile cărțile generației noastre? Apropo de Jules Verne, de exemplu. Știi că Jules Verne era cartea clasică pe care o recomandai copilului. Dom'le, uite că era și, cum spui tu, era vizionar, uite ce a... Sigur că cu atâția ani înainte a văzut în viitor. Sau crezi că s-a schimbat? Cred că s-a mai schimbat. Adică eu, de exemplu, când eram copil, elev,
citeam înnebunit Odiseea Capitanului Blood, nu știu de ce, a lui Rafael Sabatini. Se făcuse și film cu Errol Flynn, mie Errol Flynn nu-mi plăcea, mama era nebunită după el, era disjuncția dintre generații, conflict nu pot să-i spun. Dar citeam genul ăsta de cărți de aventuri, citeam Karl May, da, Testamentul Incasului, toate celelalte, Vinetul. Da. Acum mă gândesc că un copil s-ar putea să încline, în primul rând, spre J.K. Rowling, aia da, e lectură obligatorie. Pe urmă, Terry Pratchett și așa mai departe, din registrul ăsta. S-ar putea să nu se mai ducă la Rafael Sabatini. Asta mă gândesc, nu se mai identifică, cred că, copiii din probabil ziua de astăzi. Probabil că nu, și e normal. Cu poveștile de altă dată. Dar e firesc, la fel și în muzică. E o nouă, practic, un nou mod de a crește copilul cu lectură, de a-i crea plăcerea lecturii, se schimbă. Aici e cu creatul plăcerii, aici e marea ecuație care trebuie abordată cu înțelepciune și fără corset, fără obligație, fără să-i impui omului, fără să-i spui citește că o să fie bine, o să te facă deștept. Nu. Da. Citește că fără cărți nu se poate. Se poate. Vestea bună sau proastă e că se poate. Nu se poate fără apă, nu se poate fără mâncare, nu se poate fără lumină și nu se poate fără sex. În rest, se poate fără pantofi cu toc, se poate fără concert Pink Floyd, se poate fără chiftele, se poate fără multe. Dar social media pe stil Facebook, da? Da. Genul Facebook de social media, pentru că diferă foarte mult de TikTok, de Instagram, care nu știu nimic. Alea sunt cu conținut audio-video. Da, ok. Da? De fapt, video. Mai mult video. Mai mult video, nu e audio, dar e video exclusiv, okay. YouTube, etc. Social media, stil Facebook, înlocuiește lectura? Crezi că a început să înlocuiască lectura? Și poate de acolo, din punctul tău de vedere, dacă, de exemplu, cineva te urmărește pe tine, da? E followerul lui... Da. Paraschivescu, mai e followerul lui Abaram, că sunt tot felul de personaje în ziua de astăzi, da. Care, evident, dându-și seama de nevoia de a atinge și publicul de acolo, postează inclusiv fragmente din ceea ce scriu. Pot și de eu în stil alternativ, ceva public greșit. Recoltez un pic de public și de acolo, dar e vorba mai degrabă de curioși. Pentru că de obicei publicul tău e un public de librării, un public clasic sau un public de online, mai ales că acum se pot citi, se poate citi în toate codurile. Însă rău nu poate să facă. Eu de-aia mi-am deschis cont de Facebook. Mai mult pentru a-mi anunța traduceri, lansări, conferințe, cărți, mai puțin, sigur, mai vine și câte o glumiță, mai vine și câte un citat trăznit pe care l-a observat cineva. Mai vine și câte un moment de exasperare sau câte o serie de momente de exasperare, cam pandemie, când am avut ochii în lacrimi cam o lună văzând ce în Italia. Absolut. Și când postam compulsiv fotografii din locuri pe care le văzusem cu ani în urmă. Dar Facebook-ul rău nu-ți face, nu-ți înlocuiește cartea asta sub nicio formă, dar poate fi un canal de popularizare. Pentru că sunt autori care dau câte un fragment din cartea lor, câte un fragmentel ca să nu devină agațanți. Sunt oameni care știu să-și ambaleze, să-și prezinte marfa. Să te agațe. Și să te agațe, exact. Sunt oameni foarte buni în ceea ce fac. Unii sunt foarte buni, punct, la suflet. Da? Vezi la Radu Vancu, de exemplu. Dau un exemplu la generală din Sibiu. Și atâția, și atâția. La fel pentru actori. Marius Manole tot timpul își face reclamă la spectacole și bine face. Da? Nu de asta sunt sălile pline, dar e un instrument prin care îți anunți oamenii că vii la ei în oraș, că ai o piesă, că ți-ar plăcea să-i vezi cât mai mulți în sală. E firesc așa. Da. Aici sunt în prezența zeului meu de uz intern. Da, sigur. Ne-am întâlnit ultima dată săptămâna trecută la radio. A venit cu Ana. Și el Timișorean. Și el Timișorean, arhitect, da. Ne-am sărit în brațe unul altuia. L-am avut la podcast. A fost singurul podcast în care, singurul episod în care am spus lui Cătălin, dacă mă vezi că încep să lăcrimez, vorbiți voi. Și o să vin din urmă la un moment dat. A fost foarte mare emoția. Eu știindu-l și văzându-l în concert de când eram copil. Vezi ce anii 60, 70, 80, de fapt anii 60, 70 în special, se compunea muzică pe poezie. Oh, da. Luai da, o poezie. Da. Da. Și compuneai muzica... Încă și în anii 80, și în anii... Ba nici un caz de om. Dar mai puțin, adică în 60-70 era masiv. Da, uite, ba nici dacă vrei, de la Mondial, continuăm cu Phoenix. Cu Phoenix, sigur, Phoenix a avut niște
textier senzațional, foarță, ujică, câr, da, cu epocali. Dar Banici e un caz pentru că el a compus în anii 80, rămânând în țară după ce restul a plecat, compunând pe versul de Topârceanu, de unul altul așa, însă, da, Lermontov, da, înțelegere pe versul de Lermontov traduse, pe versul de ale lui chiar și îndeoseb pe versul lui Dan Verona, care este un poet senzațional, după părerea mea, uitat, bolnav, care nu mai apare. Banici a început cu piese pe versul lui Dan Verona la sfârșitul anilor 80 și a continuat la începutul anilor 90. Există o citire muzicală a basmului Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte în două discuri. Unul a apărut în 88, unul în 90-91. Nu e nicio diferență între ele. Nu spui că unul este compus în comunism și altul în libertate. Sunt perfecte. Și acolo versurile lui Dan Verona sunt absolut splendide și cred că este una dintre cele mai frumoase, cele mai rodnice prietenii culturale, cea dintre Baniciu și Dan Verona. Nu știu dacă se cunosc de adevărat, dar pe aia port, cum se zice. În orice caz, rezultatul este splendid. Aici este o bucată din coafura prietenei mele care era pătrunsă de eveniment și de eveniment și care se despletește la asemenea întâmplări. Știu deja că următorul concert la Hard Rock Cafe, am aflat acum, este pe 11 octombrie. O să fiu acolo. S-ar putea să ne vedem. Bun, hai să trecem mai departe. Ah, da, Nin, 2015, 15 iulie, la Teatrul Roman, da, concert Mark Knopfler, Down the Road Whenever. Am avut marea surpriză să stau în față. Am avut marea surpriză de data asta neplăcută să stau în spate la Bruce Springsteen, că m-am și dus ca leneșul cu 3 sferturi de oră înainte. La Bruce Springsteen unde ai fost? La Roma. La Roma. La Circo Massimo. Am vrut și eu să mă duc, anul ăsta n-am... Lume bună, să știi că au fost și alții în afară de mine. Nick Mason de la Pink Floyd, Lars Ulrich, am înțeles. Metallica. Sting, tot felul de băieți și fete. Da. The Boss. Am luat, da, The Boss. Înțelegi, după ce vezi 3 ore de frenezie, înțelegi de ce îi se spune absolut. The Boss. Da, e rock vechi cu un om care o duce la fel de la prima oră până la a treia oră. Cântă 3 ore fără pauză. Vocea nu-i... Nu, și face povestea asta odată la 2-3 zile. A bătut America, acum bate Europa de pe la sfârșitul aprilie, da, cred. Da, 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 da. A început la Barcelona și continuă. Nu, că încă are. Iar aici am luat bilete, soția mea a luat, de fapt, la Nîmes, pe 15 iulie, o zi după Ziua Franței. Noi eram acolo în sud, dar erau litere în loc de cifre, în loc de numere. Și n-am știut unde stăm. M-am dus înainte să iau biletele, așa, propriu-zise, pe hârtie. Am văzut o coadă înspăimântătoare, am zis că o să ratăm concertul. În 3 minute am fost cu biletele în mână. Erau atât de bine organizați, erau 2 sau 3 case, a mers fulger. Și a venit un plasator, suivema, s'il vous plaît, și ne-am luat după el și am văzut că se tot apropie și am stat în rândul 5. Și am văzut, experiență. Da, am văzut și bateria pe care scria Down the Road Wherever, l-am văzut pe el de aproape, la ultimele 2 cântece m-am dus și eu în fața acolo cu toți ceilalți groupies. Și ultimul cântec a fost... Ah, că nu-i frumos să spui, a fost cântecul meu de mormântare, așa o să-i zic, Going Home. Going Home, care e o piesă instrumentală. Am avut ideea morbidă la un moment dat de a face un volum colectiv la Humanitas cu cântecul nostru preferat de mormântare. Ce am vrea să ne cânte la căpătâi? E morbid. Oricum, în literatura noastră există poeți, care, mulți care și-au de profund izblaga, mulți care și-au anticipat scara la cer al lui Zim. Stai că nu știu unde bați. Scara la poezie. Am și eu. Ultima poezie înainte să moară. Adică sunt mulți poeți care și-au scris... Da, bine, eu nu mi-am anticipat. Da. Deci, pur și simplu am zis, ar fi interesant ca idee, morbid, dar interesant, să vedem ce ne-ar plăcea nouă să auzim. Și singurul care a marșat a fost Dance Mihailescu. A zis, iubitule, cum să nu? Pe mine poți conta. În rest, lumea a ridicat o sprânceană, așa, a scepticism. Seamănă un pic cu cumpăratul locului de veci. Ei, adică da. Cumpărarea locului de veci e o chestie foarte pragmatică, dar aici, parcă nu-ți vine să o faci. Eu aici stau bine, n-am. Ai mei, eu
s-au incinerat amândoi. Deci sunt foarte deplasat. Ești liniștit. Da, cineva la un moment dat o să spargă ușa. Cred că asta o să se întâmple, cauza mirosului. Ei, aici suntem la, la podcast. Aceeași, nu e aceeași cămașă, nu e aceeași. Nu? Ai evitat perfect și tricoul și cămașa. Deocamdată, da. Da, suntem la podcast. Cred că înainte să vină invitatul sau imediat după ce a plecat, pentru că mai e un scaun acolo. Îți place? Da. Da? N-am crezut deloc în e mai degrabă, cum să spun, un moment de delectare sau e o chestie pe care o pregătești foarte serios și nu știu, stai și verifici, faci cercetare, da. Privința... Da, cercetare e un cuvânt pretențios, da. Dar mă documentez, mă pun la punct. Hai, da, să documentare mai corect. Mă pun la punct ca să vorbesc totuși în cunoștință de cauză, facem un sumar înainte la telefon, cu o zi înainte, cel mult două, vorbim despre ce anume discutăm. Eu am privilegiul de a da piesa inaugurală care se aude pe Spotify, doar pe YouTube, nu? Cătălin are o rubrică Neașteptări în care îmi pune el câte o piesă, aici e contraserviciu. Decorul este făcut de Studio Mindopoli cu aportul nostru, de tricou ăla care este o caricatură al lui Real Madrid, de fapt, cu Striblinio, nu știu, e o trimitere la Robinho, la Sisinio, habar n-am la Cinio. Așa, discurile, vinilurile de acolo sunt ale mele. Ce vezi tu acolo? Da. Alan Parsons Project, Paul Simon, Gary Moore, Ario Speedwagon, sunt brontozeuri. Mai ai pick-up? Nu pick-up. Am și pick-up, dar nu-l folosesc, că n-am boxer. Dar vinilurile mai sunt. Am, sunt acolo toate. Discografie completă Dire Straits, discografie quasi-completă Paul Simon și mai am Alan Parsons Project, Queen, Dire Straits. Normal. Okay. Da. Și aici eram la o discuție în doi. Eu n-am crezut în ideea asta a unui podcast al nostru. Cătălin a fost cel care a insistat, motorul, cel care a venit cu ideea, cel care a avut toate inițiativele, deci astea sunt ale lui. Eu, fiind doar bun de gură, după cum constați, am fost, mi s-a dat play din când în când și am vorbit. Atât, în rest, n-am niciun aport. Și am început doar cu audio, la Cătălin acasă, într-o cămăruță la etaj. Primul episod a durat 40 de minute și eu m-am luat cu mâinile de cap. Am spus, există ceva care se cheamă span of attention și nimeni nu o să aibă atâta vreme pentru noi. Și toate reacțiile au fost, de ce așa puțin? Și atunci la 3 ore între timp. Am ajuns la 3 ore între timp, dar trecând și în video, după vreo 8-9 ediții. Nu știu dacă este neapărat un avantaj, noi nu suntem niște crai, niciunul dintre noi, niște fes frumoși. Nu, dar se răspundește mai ușor. E adevărat. Iar de mai bine de un an jumate avem și invitați, avem la fiecare ediție un invitat și avem invitați buni. Acum nu mă laud, dar sunt invitați de calitate, sunt ok. Iar unii sunt fascinanți, te lasă pur și simplu cu gura căscată, adică îți vine să nu-i mai lasă să pleci. Absolut. Hai să vedem. Da. Radu. Bun, asta e... privindu-mă, Radu. Privindu-mă, da. Ești ubicu. Da. Am și scris în prezentarea celei mai noi cărți că îi invit pe prieten să deschidă cu grijă frigiderul. Da. Să nu cumva să sar de acolo, să ies dintr-o conservă, dintr-un borcan. Asta e o carte cu o poveste stranie și amuzantă totuși. Suntem în 2019. Gaudeamusul era la sfârșit de noiembrie, cum e de obicei. Și aveam și o lansare la început de noiembrie la librăria Humanitas Cismigiu. Cartea asta nu trebuia să apară. Eu nu o planificasem. Noi avem volume colective pe diverse teme. Mâncare, armată, cântece, cărți fondatoare, fericirea, orașul nostru și așa mai departe. Și Tatiana Niculescu a venit cu ideea unui volum, Cartea Întâmplărilor Neașteptate. Convocatorii în general aceiași, am mai făcut gluma asta proastă, din el se iese pe bază de deces. Adică dacă ai murit, nu mai ești valabil, evident. Adică înainte erau și Antoane Taralian și Neagu Giuvara și... între timp ei nu mai sunt, mai vin alții, avem niște new entry-uri, prâslea de 65 de ani și am fost și eu convocat, evident. Și eu i-am spus Tatianei, cu care sunt bun amic și care este o scriitoare memorabilă, ăsta e cuvântul, mi-am spus, să știi că în viața mea nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. Ei, nu se poate. Mă zic, n-am asemenea lucruri, nu s-au întâmplat fenomene paranormale, n-a început lustra să vorbească, nu s-a mișcat ușa singură, nu. Ceva s-a întâmplat. Știindu-mi ea viața mai bine decât mine. Și am zis, ok. Și am inventat ceva.
o povestire lucrată în jurul cifrei 7, o povestire care s-a chemat Șapticemie și am vrut ca și volumul să se cheme așa, când se va fi făcut volum. Editura s-a opus, a spus, seamănă prea mult cu Septicemie, las-o, găsește alt titlu. Aveai destule titluri da, care... Da, discutabile, contrariante. Da. Am dat povestirea, Tatiana m-a sunat și mi-a spus, dragă, e foarte frumoasă, când începe așa, știi că urmează un dar. Au urmat doi de dar. Dar unul e prea lungă, doi, asta nu s-ar fi putut întâmpla niciodată. Și zic, da, zic, nu s-a întâmplat. E o invenție ce ți-am scris și eu acolo, iar dacă e lungă, ghinionul tău, eu din ea nu tai. Păi da, dar să vedem, nu știu cum. Și atunci a apărut Gabriel Liceanu cu ideea, m-a luat deoparte și mi-a spus, eu am citit-o, e trăznat. De ce nu mai scrii tu două, trei, eventual? Scoți un volum separat și ne îngropă toți la târg. Ok. Și așa a apărut cartea. Să nu trebuia să apară. Am mai scris o povestire care se cheamă chiar Omul care mută norii, care a ajuns să dea titlu. E un titlu, cred, foarte bun și foarte derutant. Pentru că nu e vorba de un îndrăgostit, de un înaripat. Nu, e vorba de un pehlivan, de un escroc da. Planetar care a fost și la București. Și care e în contact cu 48 de civilizații extraterestre, predă lovitura Kung Fu de la distanță fără contact, ceea ce e foarte interesant. Da? Aș vrea și eu să știu așa ceva. Toți am vrea. Așa. Și am mai scris două, trei povestiri, am preluat alte câteva, le-am refăcut, erau povestiri pentru adolescenți publicate la ARP și așa a apărut Omul care mută norii, care a fost cartea cea mai râvnită a târgului, asta e culme. O carte care nu trebuia să apară. Frumoasele, pe care eu nu mi-o planificase. Frumoasele povești din spatele... Da, din the spatele, making of. Absolut, the making of. Da. Aici, diabeticul care... Da, eram își... diabetic de ziua mea. Îți permiteai să fii diabetic cu ocazia asta. Eram într-o comoară urbană care se cheamă Colmar, în Alsacia, la vreo, nu știu, 50. Place Franța mult. O, da. Franța și Italia, când sunt în Franța, zic că nu există loc ca Franța, când sunt în Italia, același lucru. Nu există loc ca Italia. E, și eu de obicei mă controlez, aici eram cu încă soția mea în concediu în august și pe 14 august de ziua mea am avut dezlegare la Cup Liegeois, se cheamă genul programului. Liegeois. Liegeois, din Liege. Am înțeles. Da, există am înțeles că Liege. Leagă-i cu joa ceva, nu, cu joa de vivre. Adică joa de vivre exista da, acolo. Exista, firește. Există Cafe Liegeois și Cup Liegeois. Sau Liegeois. Și-am luat un Cafe Liegeois din care am împărțit, deci nu l-am mâncat eu pe tot, că atât de nebun nu sunt. Și aici aveam o poză elegiacă, așa, în care... afișam o linguriță goală, din păcate, și dacă observ, eram cu niște kilograme în plus, pentru că, da, de prin august-septembrie am început un regim. Pe care ai făcut bine, că l-ai dat jos. Că e... Da, le-am dat, nu, am slăbit vreo 12, 11, 12. Și mai vrei? Nu, gata. Ești... terminat. Ok, bun. Acum. Asta e ultimul. Asta e Vincent. Era... Da, era sus acolo și stătea batolănit. Vincent, pentru că l-am luat undeva în Provence acum vreo 15 ani și cred că l-am luat, nu l-am luat în Arles, l-am luat în Gord, care e un orășel foarte pitoresc, dar care cumva mi-a amintit de Arles și Arles este unul dintre locurile unde a pictat Van Gogh. Eu mă gândeam la culoare. Bine, și culoarea mea și a lui Poli. Și am legat de Van Gogh și de cântecul lui Don McLean, care se cheamă Starry Starry Night. Unii zic Vincent, alții zic Starry Starry Night, depinde, e aceeași. Da. Și așa a ajuns el să se cheme Vincent. Cele mai frumoase este splendid. Și îl am acolo, el e una dintre entitățile tutelare care mi veghează munca. Bun, printre cărțile pe care unele le-ai scris, așa. Altele au fost, ai fost printre primii oameni care a cules perle. Cred că am și eu una, dacă țin bine minte, într-una dintre cărțile tale, am zis la un moment dat. Ești și tu acolo, da. Sunt cu ceva, nu mai cred că ceva de genul a vrut să treacă printr-un fotbal, prin ceva, era ceva dintr-un comentariu. Da, era ceva pasabil, până la urmă, m-am gândit. Eu m-am simțit foarte... Am mulți vecini din presa sportivă care sunt acolo. Este splendid. Da. Și voiam să... Vreo doi nu mă mai salută, dar nu, asta.
Glumesc, nu. Sper că nu e cazul. Adică lumea sper că are umorul necesar. Distribuit inegal, dar are. Da, da, e adevărat, ăsta nu se distribuie. Și vreau să am cules și eu câteva și să le comentăm un pic. Așa. Că voiam, dar nu mai avem din păcate timp, să facem și niște, niște alegeri, dar data viitoare, că o să te mai invit cu siguranță. Aha, adică, am și discutat înainte, ții minte, ți-am zis, uite, ce vrei să vorbe? Și mi-ai zis, păi, ne-ar trebui vreo 10 ore. Așa ți-am zis, da. Cred că ne-ar trebui vreo 10 zile, dar nu, nu avem atât de mult timp. Sport ca cu zile. Exact, sport ca cu zile. Asta e bună. Bun, deci zice așa. I-am domnii Becali și, și Dragomir. Așa. Deci domnul Becali a zis, mie nu-mi place să citesc, că îmi lăcrimează ochii, mă dor ochii, mai înțeles. Asta mi-a zis-o mie în emisiune. Ți-a zis-o ție în emisiune, iar Dragomir a zis, aș citești, mâine citești, poi mine citești, te apucă fan pandaliile, fratele meu. Da, 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 da. Oamenii, oamenilor... Măcar sunt candizi și admit că, exact ce ți-am spus, se poate fără citit. Da. Unii sunt fericiți. Cum cei mai mulți sunt fericiți. Absolut. Da. Cum te-ai apucat? Care e personajul tău preferat? Care crezi că produce cele mai multe, cea mai mare bogăție în domeniu? Bun, sunt câțiva. Este domnul pe care l-ai pomenit, Adineauri. Eu refuz să-i rostesc numele, mă rog. L-am scris că trebuia să-i dau o identitate spusei, dar n-am niciun entuziasm altfel. Domnul Becali. Da. Dar sunt câțiva cotizanți. Sigur, unul e Hagi, inevitabil. Dar Hagi face atâtea lucruri ok, încât asta, care este ceva de plan secund, e ca și cum m-ar critica pe mine cineva pentru felul în care joc fotbal. Da. Păi, evident, nu joc fotbal cum a jucat Hagi. Dar mai sunt câțiva, sunt cei din politică. Sunt asta zic, lărgind un pic. Da, sunt oameni care nu mai trăiesc, din păcate, și care aveau niște rostiri arborescente, luxuriante. Ulm Spineanu era unul dintre ei. Te întrebai de fiecare dată ce vrea să spună. Deci înșira vreo 70 de cuvinte așa, dintre care 50 erau neologisme, și te scârpinai insistent și inutil. Unde bate? Că totuși el vrea să spună ceva. Pe urmă, unul dintre cei mai pitorești, dar deraiat deja de mult, este Lorin Fortuna, răposat și el între timp. Absolut. E un om pe care eu l-am văzut dezlănțuindu-se pe la OTV în toată noaptea, da, noaptea, în episoade care durau de 3-4 ore. Gorilienii și cu reptilienii, șerpilienii și cu... Da, tipul avea o coerență a nebunului, ceva extraordinar. L-am și prins într-o povestire, de altfel. Am o povestire care se cheamă, care apare și în Garoafe la Bordel și care se cheamă, poate și uită, Dracului Pastila. Și care are mici resorturi autobiografice, să zicem, dar în care apare acest personaj, sigur, cu alt nume, care este combatantul ezoteric principal, complet și corect definit. Corect definit. Asta este eticheta lui. Uitați, da, asta era. Era un personaj, un spectacol, într-adevăr, și el povestea, avea o teorie a trenului, cum că oamenii care stau pe locurile cu șase, ați minte aia, când a stat el în... aia controlează trenul, de fapt. Da? Și îl fac să meargă unde vor ei. Ți minte că a fost o genială, o poveste cu el, care s-a luptat nu știu cât timp cu unul care era pe partea cealaltă. Da. Marian Vanghelie e și el, sigur. Zice așa, având o relație foarte bună cu cadrele didactice, m-au sunat o profesoară de română. Sunt mare specialist în anti-acord, ca să zic așa, că nu-i dezacord, e anti- sau a-acord, pentru că tot de la el vine o altă scrânteală, și anume, la toți ne plac Elena. Asta e tot a lui, te știi. Deci e în oglindă cu povestea asta, cum m-au sunat o profesoară. Da. Petre Daia zice, sunt un om mai mult în cizme decât în pantofi. Da, așa, e o metaforă. Ceea ce e corect. Metafora câmpului. Au stat în solarii cu foc, cu haine suplimentare peste ei, îmbrăcându-se suplimentar, îmbrăcându-se cu haine groase pe ei, cu mâinile. Legumele nu se fac decât în genunchi. Ai, da, e freudiană aproape. Noi nu mai știu, uite, pe asta nu mai țineam minte. Sunt multe, sunt foarte multe și ți-am spus, înainte să începem noi discuția așa, în fața camerei, greu a fost să triezi. Pentru că trebuie să lași mult deoparte de ce. Adică din ce am lăsat deoparte, mai scoteam 5 volume, dar am spus, hai să iau ce e mai suculent, ce e mai cremos din toată recolta.
M-am oprit între timp, pentru că deja au fost, nu știu, cred că 5 volume și sigur că se fac foarte ușor. Dar e repetitiv, zici tu. Dar e repetitiv, e o miză mică până la urmă. Miza era nu atât să vinzi 20.000 sau 15.000 de exemplare, deși și ăsta e un criteriu important, ci să pui cărțile astea, culegerile astea de năzbâtii, alături de alte cărți care sunt vesele epidermic, dar triste pe fond, de tipul Orice om este teamă sau Maimuța carpatină sau Două mături stau de vorbă sau În lume nu sunt mai multe românii sau Vitina cu șarlatani și să ai, să lași în urmă pentru cei care vor veni după un posibil portret nefardat al României din deceniile astea. O Caragiale venit la un alt stil, da? Tot povestea amuzant, grotescă, dacă vrei, a societății. Adică ai de o parte albumele omagiale, oficiale, în care noi zâmbim cu o dantură splendidă, în care totul e frumos și pastelat, și ai de partea cealaltă România fără fard. România care e splendidă, e picturală, este seducătoare, este un loc de unde eu n-aș pleca altfel decât în vacanță, și am spus-o de multe zeci de ori, dar un loc cu multe hibe și cu multă literatură care se poate scrie în jurul acestui loc. Că este eseu, că este observație, că este spirit critic în acțiune, că este tabletă, că este comentariu ironic, dar se poate scrie și poți lăsa în urmă ceva care, preluat global, să poată fi un soi de document alternativ despre România tranziției, hai să-i spunem așa, România acestor ultime 3 decenii. Radu, mulțumesc mult că ai venit. Plăcere. Te mai aștept. Mai bine. Când vei avea timp, okay. Să mai povestim. Sunt multe de povestit, slavă cerului. Mulțumesc, mă bucur mult că te-am avut. Vă mulțumesc și noi astăzi, dragi prieteni. Și să ne vedem la următorul episod. La revedere!